Ia să vedem noi că a fost 8 grade azi noapte. Acum vrea să picure așa. Am arătat eu într-o filmare că am transvazat aici. Numărul 10 și numărul 9. 2 roi. Și am strâns pentru iarnă. Cred că ăștia sunt singuri care i-am strâns până acum pentru iarnă. În 5 rame. Hei, hei, frumoșelii. Deci uite, 2, 4, 5. Aici e diafragma. Albine nu e după. Și albinuța este de aici. Uite că nu se vede. De aici până sus. Așa trebuie să stați. Faceți voi cuib rotund sau sferă. Îl faceți cum vreau eu, pătrat. No, nu prea se vede în filmare. Dar e de aici până în fața lui. Și are unde nu se vede. Nu se vede, nu știu. Deci de aici, de margine. Frumoșelele, a venit iarna. Frig, mamă, frig. Ce să-mi convoaie, ce mare înțepa aia. Da, deci așa vor iarna. Cel puțin ăștia afară. Uite, asta nu e restrâns. Ia să vedem. Aștept să o să fie o zi mai cu căldură, că prea vine frigul ăsta. Asta nu e restrâns. 2, 4, 6, 7 rame. Dar eu văd, albina e mai rară aici. Trebuie restrâns neapărat. Strângem noi așa. La menghină. Mai am unul aici, stai așa că am mai strâns unul aici. Adică l-am mutat în cutia asta care trebuie să o pun pe camion. Tot așa, 5 grame, 2, 4, 5. Am luat o ramă aici. Uite ce s-a întâmplat. Azi ramă aici, vine albina aici. De ce cauți tu, mă, acolo? Păzește mirea. Da. 2, 4, 5. Asta e. Am plecat să fac inspecția tehnică. Până la urmă am fost după amiaza să fac ITP-ul. M-a prins noaptea. Seara deja. Mai m-am găsit cu un apicultor, am mai stat de vorbă. Ia să punem la camera aici.
Gata, să le dăm drumul. Ia uite, puteam să merg cu ei deschiși. S-au speriat săracile. S-au speriat. La asta fac eu ETP-ul ăsta toamna, că e albina mai liniștită. Nu mai e puiet acum sau foarte puțin. Primăvara. Ce făceam cu albina multă, cu caturile pe ei. Aici am luat, am luat. Ia m-a încălzit. E, puțin s-a încălzit. Puțin el așa. Au fost ruginite rău discurile și o simțeam că mergea cam înfrânată când am plecat aici cu ea. Ia uite-le. Mă, frumoaselor, mă. Unde ați fost? Hai, se vede acum? Băi, să nu uit vreun nedeschis că atâta am trebuit. Deci aici e bine, e bine, e bine. Aici. Aici e bine. Ia uite, asta stau în ghem. He, se vede acum? Nu se vede. Bun, ăștia-ți deschis sus. Așa, așa. Jos le-am dat drumul. Niciodată n-am uitat stup închis de când fac eu pastoral. Dar în schimb am uitat la un băiat. Am fost și noi și am dus un stup cu cântarul să vedem dacă merge culesul. Și el mi-a zis: Costine, ocupă-te tu de stup. Și l-am ocupat așa de bine că l-am pus pe cântar, dar am uitat să-l deschid. Pur și simplu s-a sufocat. Și am suportat amândoi paguba. Adică am plătit și eu jumate. Asta e prima dată când pățesc așa ceva. Gata, aici e gaură. Aici gaură. Din cauza că poștea i-a munificat. Așa. Am scăpat și de stresul ăsta cu revizia asta, deci asta s-a încălzit puțin al butucul aici. Ce să faci, o mașină statută care stă. Astea s-au strâns în ghem, s-a speriat săracele, da. Da. Ia să vedem. Mă, frumoaselor, mă, unde ați fost voi? ETP-ul la albine. He, ia uite ce frumos, uite cum stă după diafragmă. Păcă să-l strâng eu pe ăsta, uite, eu l-am strâns. Deci, asta e diafragmă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și două rame după diafragmă și uite cum stă albine. Cum eu tolesc cu opalea asta? Sunt dese aici, toate la 6 rame. Uite ce cuminții că e. Dacă acu era luna aprilie, să fac câte pe opi, era jale ce era aici. Și așa, când a băgat-o pe, la frâne pe acolo, mamă, când a cotorogit odată, când a băgat-o în... Ia uite. Mă, frumoaselor, mă! Da. Stai, bine că am scăpat să le pun, că nu-i las așa, le pun, uite, am foliile astea, le pun totuși sus, că unii dintre ei cred că mai au puiet. Da. Ia să vedem pe aici.
cu mușelii. Cam asta e pe la mine. Bun. Gata, le-am pus la toți folia. Ca să le țină, nu puteam să-i las toată noaptea cu sitea asta descoperite. Și ia uitați-vă ce am găsit aici. Adică eu știu ce e aici. Ia uitați-vă aici. Reginuțe. Ia uite. Ce am mai scos, că uite. De aici vedeți că e lipsă, acolo e lipsă. Încep să le scot. Uite, 2021. Regina 2021. Regina 2019. Uite că am scris și cât a dat ea. 60 de kg a dat asta. Asta dacă e 2021, nu știu. 2021. 2019 a dat 70 de kg. Știu că erau niște persoane care mi-au zis să le opresc, regine, să, dacă vede filmarea, eu n-am reținut numerele de telefon ale lor, să mă sune care vrea și să vină să le ia, nu știu, să mă sune. Așa, că n-am timp să mă duc eu să pun la curier sau... Eu urmează să încep să scot în regine. Dezastru ce la mine aici. Ia uitați-vă cât de frumos țineam eu și ia uite cum arată. O să-mi pun eu podișoarele astea transparente înapoi. Uite. O să le spăl că s-a mai... Se pătează așa de la ceara asta, nu știu. Propolis, ceara. Bun, mi-a ieșit în grijă cu inspecția tehnică. Mâine o să dau astea jos, barile astea de transport și încep să mi-ajut roia aia de jos, deci din familiile astea v-am mai spus care le dau jos, după cutii, cred că le știți, că astea sunt cutiile care rămân pe camion, astea așa, iar astea o să le dau jos. Așa, o să ajut roișorii, deci uite cum e asta. Caucere aici. O, frumoaselor, mă! 2, 4, 6 rame. Și dacă, de exemplu, din ăsta cred că ajut 2 roi. Că dacă are și roiul 3 rame, îi mai dau 3 de aici, îi mai dau 3 la altul și să-i fac un 5-6 rame așa. Bun, cam atât. Ia să mă filmez eu aici. Vreau să-i mulțumesc domnului apicultor Șerbănescu, nu știu celălalt nume, care m-a ajutat. Deci eu m-am dus întâi acolo la stația de ITP, i-am spus persoane care face acolo această revizie, i-am spus, domnule, pot să vin și eu cu albinele, o să fie închise și așa, zice, da, domnule, vin. Și când am plecat eu de acolo, deja am văzut că era coadă la revizie. Erau vreo 10 mașini aproape. Și eu pe drum, când veneam spre casă ca să iau mașina cu stupi, fiindcă am o distanță de 15 km, m-am gândit, mamă, dacă 10 mașini acolo, până mă duc eu, poate ori mai veni și altele să face de-aia mai coada, stau cu albinele acolo, cine știe, poate închide până, fiindcă m-am dus după amiază. Zic, poate închide și, pur și simplu închide și rămân fără, adică mai plec și cu albinele, le zdrâncim până acolo și după aia să mai mă duc și mâine. Și l-am sunat pe domnul Șerbănescu, care știam că e din zonă, și am zis, domnule, zic, uite, vreau să fac și eu ITP-ul. Nici nu i-am zis bine și zice, gata, Costine, las că mă duc eu acolo și stau la rând. Și s-a dus și a stat la rând acolo în locul meu, adică mi-a ținut rând și când m-am dus, eram deja, mai aveam o mașină în față, atât. Parcă o mașină sau două, eu nu mai știu. Oricum a mers repede. Deci vreau să mulțumesc domnul Șerbănescu că m-ați ajutat la, ce să mai, la fix m-ați ajutat. Cam atât, sănătate și numai bine.